Marcel Boloș renunță la ideea înarmării inspectorilor ANAF. Ministrul Finanțelor nu s-a abținut însă și a arătat că ideea îi place în continuare, însă a decis să nu o ducă la capăt ca să scape de gura premierului Marcel Ciolacu. Activitățile economice ilicite, ele nu se fac cu mănuși de catifea. Asta să fie clar pentru toată lumea. Atunci când se confiscă un bun, când se descoperă la aceste confiscări și alte, să zicem, stupefiante sau și alte lucruri. Și atunci domnul prim-ministru, ca să nu mai avem această discuție că punem pistol pentru plata impozitelor și taxelor, a venit cu soluția aceasta ca sprijinul pentru astfel de situații să vină din partea jandarmilor și a poliției, dar am vrut să explic că n-a fost o măsură luată sau măsură care s-a discutat așa peste noapte, a fost pentru situațiile acestea speciale pe care le avem. Gândiți-vă că se lucrează cu bunuri ilicite și cu sume de bani foarte mari. Când confiși la cineva sumele respective sau trebuie să duci la procuror pe cineva. Au fost asemenea cazuri de amenințare la adresa. Avem nenumărate situații în care inspectorii antifraudă se confruntă cu astfel de situații, dar soluția cu sprijinul jandarmilor și cu cea a poliției este, dacă vreți, duce la același rezultat. Și ca să nu mai existe aceste dezbateri în spațiul public, am socotit că e mai bună o pace înțeleaptă. Afirmațiile lui Marcel Boloș vin după ce săptămâna trecută premierul Marcel Ciolacu a catalogat ideea ministrului finanțelor drept o prostie și l-a taxat și cu câteva ironii pe Boloș. Este o prostie și rămâne o prostie. Dacă te duci într-un control undeva, ceri suport. Poliție, de la jandarmerie? Jandarmerie și de la Ministerul de Interne. Cineva și-a dorit să aibă pistol de la ANAF. Nu o să aibă nimeni niciun pistol. Ceri suport de la jandarmerie și de la MAI și faci cont. Ce tragi după camioane? Tu ești John Wayne?